Așa cum am spus și înainte de meci, am fost sigur că întâlneam o echipă puternică, campioana României, care e o echipă experimentată, pragmatică. Ne-am ridicat la nivelul lor, am încercat să jucăm cât mai bine, cât puteam mai bine, cu jucătorii care i-am avut. Am avut curaj, am avut încredere. În multe momente am făcut lucruri bune, dar până la urmă am pierdut și când pierzi, eu nu pot să fiu fericit. Există o dezamăgire, dar asta e, ăsta e fotbalul. Durează o zi și înfrângerea, înveți din ea totdeauna când pierzi, înveți din ea și sperăm ca cu toții, în primul rând, noi și stafful și jucătorii să învățăm și să facem mai bine. Asta nu exclude tot ce am făcut noi, mă repet și totdeauna o spun, ce am făcut în acest prim an al nostru, care de când suntem împreună, pentru că am avut un an pauză și am venit după la echipă, am preluat cu o nouă identitate, cu un club care vrea să aspire la mai mult, vrea să facă multe și sperăm ca Dobrogea și Constanța să facă o echipă puternică la un moment dat care să aspire la mai mult, să se bată, să fie în primele trei, să se lupte pentru a câștiga, pentru că acesta e spiritul meu, acesta e obiectivul meu, acesta e gândul meu și sper să se întâmple. Dacă nu, cu siguranță că nu o să mă vedeți foarte mult timp pe locul ăsta. Dacă nu mă înșel, cel mai bătrân jucător de astăzi, ca să spunem așa, a avut 28 de ani, are 28 de ani. Echipa mea. Eu când spuneți lucrurile astea, jucător trebuie să contează vârsta, contează să fii bun. Când ești intri pe teren, trebuie să ai o mentalitate în care să încerci să câștigi, să fii cel mai bun, cel mai iute, să faci ambele faze foarte bine. Ce contează vârsta, ce contează ce ani ai când trebuie să joci. Noi ne antrenăm de mult timp, ne cunoaștem, avem automatisme, avem relații de joc. S-a văzut acest lucru. Jucătorii tineri avem pentru că avem o academie foarte bună și pentru că ne obligă să le dăm șansă din când în când. Da, păcat astăzi că am avut ocazie și n-am câștigat. Ca om de fotbal, nu sunteți așa poate deranjat puțin că pragmatismul are câștig de cauză în fața spectacolului? Nu, totdeauna trebuie să câștigi. Nu cred că am făcut noi spectacol. Acum e mult spus, poate, spectacol. Nu, însă, important e să câștigi. A câștiga e lucrul cel mai important. Aveți un mare antrenor, un mare jucător, o mare persoană care conduce acest lucru, v-a dus la succese importante. Manierele de a câștiga sunt foarte multe, de a interpreta fotbalul. Profesori putem fi toți să comentăm, mai greu să antrenezi, mai greu să faci o echipă să câștige, mai greu să fii câștigător, să ai o mentalitate, să-i faci pe acel grup să joace bine. Și fiecare are maniera lui, așa că din punctul meu de vedere, aveți o echipă frumoasă, puternică, pragmatică, experimentată, puternică și care aspiră la câștiga. Și asta e lucrul cel mai frumos și felicitări de acest lucru, pentru că și conducerea susține din toate punctele de vedere la nivelul cel mai înalt și felicitări pentru tot ce fac, pentru că dacă vrei să câștigi, trebuie să investești, să pui mulți bani. Și după aceea aveți un antrenor care v-a făcut fericiți, care v-a făcut să câștigați campionate, așa că nu vă lipsește nimic să mergeți în continuare pe acest drum, pentru că e un drum câștigător. Farul, de ce mai are nevoie farul pentru a fi acolo unde vă doriți dumneavoastră? De bani foarte mulți. De bani, de oameni cu bani. Cum are fotbal românesc? De bani. Prima oară conducere puternică, bani și după aceea tehnic. Aici mai discutăm, poate eu sunt bun sau nu sunt bun, mai ne schimbă, mai vine altul, dar important e să ai fotbalul care are nevoie de bani, de oameni puternici, care să susțină sportul, pentru că sportul, nu uitați, primul aspect și cel mai important e social. Al doilea aspect e fiecare club își propune să câștige. De practic, dar în definitiv, orice club din România, divizia A, divizia B, chiar și divizia C sau centrele de copii și juniori au un singur obiectiv, acela de a da jucători, a descoperi pe cei mai buni din România să joace pentru România. Deci, practic, România trebuie să investească în sport, în cultură și în sănătate, în cele trei segmente sociale. Am spus-o de multe ori, mai zic, dar mă văd oricum, vorbesc singur, cred eu. Nu prea sunt ascultat. Poftim? Așa spune,
Păi se simte. Chiar nu o vedem, adică și el și noi, cei care am câștigat, care am jucat pentru țara asta, care am reprezentat-o la nivelul bun mondial, nu european, mondial, ne dorim același lucru. Noi nu avem altă dorință decât să revenim acolo unde am fost și să le dăm acestor copii un mediu propice, un mediu sănătos, un mediu foarte bun în care ei să, care sunt cei mai buni, de unde să știm noi care sunt. Deci să joace, să arate și care e mai bun, să ajungă să reprezinte România la nivelul cel mai înalt și să aducă performanțe așa cum au, să ne scoată în stradă. Că cred eu că orice român își dorește lucrul ăsta. Și după aia fiecare club cu interesul lui, cu strategia lui, concurența, că când vrei să ai jucători, trebuie să ai și bani să-i cumperi, să-i plătești. Sau să-i cumperi sau să-i plătești. Va dezamăgi puțin reacția publicului? Nu, e normal, e rivalitate, e logic. Voi, înseamnă că nu știți ce înseamnă meciuri tari, nu știți ce înseamnă rivalitate. Are rost să vă zic ce derby am jucat și pe unde am jucat ca să... Păi credeți că toată ziua... Ăia de acasă, da, te doresc, ceilalți e rival. Trebuie să-l înțelegi, trebuie să înțelegi că e rival și atunci ți-e zic multe, auzi puține și rămân cu puține și mă duc acasă și o iau de la cap să muncesc. Ați discutat cu domnul Petrescu astăzi? Pe teren, am salutat și după meci l-am felicitat și am urat baftă în lupta care o au, pentru că sunt trei echipe foarte puternice, foarte bune, în formă și o să fie un campionat foarte greu și e greu să anticipez care va câștiga. Dar credeți că mai poate pierde CFR titlul după ce ați văzut-o în această seară? Contează mai puțin ce zic eu. Contează ce gândesc ei, ce văd, strategia lor. Eu trebuie să-mi văd de ale mele, să mă gândesc la meciurile mele care am și la sfârșitul acesta de an și ce va urma după, că vom vedea și după ce va fi și trebuie să plănuim, să planificăm lucrurile pentru la anul și în proiectul nostru. Strategie pentru anul, pentru că v-am auzit spunând la un moment dat că v-ați săturat să fiți acest murd al unor jucători și că mai degrabă vă doriți să luați campionat. V-ați săturat să mai salvați unii jucători și v-ați dori o echipă mai puternică cu care să luați campionatul din nou. Păi v-am zis înainte. Vedeți, eu vorbesc și lucrurile nu se iau în seamă. Și eu zic, cred că când spun niște lucruri, cred că zic niște lucruri destul de clare. Da, vrem să construim o echipă bună care să fie competitivă, să se bată, să bată pe CFR acasă, pe toate și să câștige campionatul. Dacă se dorește la Constanța. Dacă nu, asta e, nicio problemă. Vom vedea ce vom face, dar e ideea mea, cam aceasta e, a mea și tuturor celorlalți. Suntem cu toți acolo și sperăm că într-o bună zi să fim puternici și să venim să vorbim în fața dumneavoastră despre lupta pentru a câștiga campionatul. Vreau să vă întreb puțin de acest Petrila, s-a vorbit care oferte de prin Turcia, am foarte mulți jucători, mă scuzați, am foarte mulți jucători și de Petrila trebuie să vorbească Dan, cel mai bine, e un jucător tânăr, la fel și el, și eu am alt jucător și așa, lăsați-l în pace, a făcut multe, e un jucător talentat, dacă o să vină, o să vină, CFR știe mai bine ce strategie abordează, cum abordează și ce bani dorește și dacă ei știu, deci nu-mi place să mă bag în bucătăria celorlalți și nu e spiritul meu acesta, trebuie să-mi văd de ale mele, trebuie să-mi văd de băieții mei, de copiii mei, de jucătorii mei, să vedem noi ce facem, pentru că noi trebuie să, la un moment dat, să devenim și noi competitivi, să le batem pe cele mari, să putem să le batem și să o zicem cu vocea tare că da, vrem să luăm campionatul și în momentul de față e foarte greu. Care era atmosfera în vestiar? Păi după trei înfrângeri, care credeți că poate să fie? Deci n-ați auzit muzică, n-ați auzit nimic, deja nu mai avem nici muzică, vedeți? Deci nu e. Practic în fotbal, cred eu că singurul motivație a fiecărui jucător e să câștigi, fiecare să câștigi meciuri, pentru că a câștiga înseamnă fericire. Dacă nu câștigi, eu știu că ai o dezamăgire și atunci n-ai cum. Și trebuie să te lupți în viață pentru lucrul ăsta. Și acesta e drumul meu. Caut victoria, vreau să câștig, vreau să mă duc. Nu câștig, nu sunt fericit. Și atunci... Și când îi bați pe adversar, atunci te mai și respectă, dacă nu. Cam asta căutăm. Astea sunt valorile pe care mergem în viață și încercăm să le imprimăm și la acești copii în zona noastră, unde suntem acolo, la Academie. Cred eu că totul e pe un drum bun. La echipa mare suntem departe și trebuie să muncim foarte mult, să reflectăm foarte mult și să vedem cum putem face ca să ne luptăm cu granzii. Seară bună!
O victorie extrem de importantă împotriva unui adversar care v-a pus reale probleme, în special în prima repriză. Da, bună seara. În primul rând, prima repriză, cred că a fost cea mai slabă repriză de când m-am întors eu la Cluj, acasă vorbesc, nu în deplasare, când am mai avut reprize slabe în deplasare. Vina e toată a mea, în prima repriză am greșit, cred eu, sistemul, echipa, și mi-am asumat totul la pauză, la jucători foarte puțin le-am reproșat. Mai sunt și meciuri când antrenorul greșește, dar am fost norocos până la urmă. Pentru că repriza a doua, băieții au răspuns bine, Farul n-a mai avut ocazii, mai deloc, și noi la una dintre puținele ocazii care am avut, am reușit să marcăm un gol foarte important, mai ales că a fost realizat de un jucător care a venit pe bancă, iar centrarea, pasa de gol a fost tot de la un jucător care... Spiritul de echipă e mult mai important acum decât forma. E clar că echipa noastră nu este în formă, să vede acest lucru. Și acest lucru am spus-o mereu, că nu e normal ca în play-off să ți se ia puncte, pentru că dacă nu ai formă, pentru 3-4 meciuri poți să pierzi un campionat. În momentul de față, CFR avea 89 de puncte și ar fi sărbătorit titlul astăzi. Dar din cauza acestui regulament, n-avem ce să sărbătorim, suntem încă disperați, stresați, pentru că este regulamentul care este. Deci la jucători ce să le zic dacă au făcut în 37 de meciuri 89 de puncte? Chiar nu știu ce să le mai zici. Dar au prins o zi proastă toți, prima repriză, mai ales eu, și asta a fost. Dar caracterul din final mi-a plăcut și am reușit să nu dăm o ocazie. Mă gândeam că iar lungul minutul 93 ar fi fost dramatic pentru noi. Jucătorii care vin de pe bancă fac din nou diferența. Credeți că pot face diferența toți jucătorii care vin de pe bancă și în duelurile decisive, gen Craiova, gen FCSB, sau acolo într-adevăr trebuie să se înceapă bine și să se termine bine? Adică... Sincer, eu nu mă gândesc la Craiova sau FCSB, mă gândesc la FC Argeș și îmi doresc din tot sufletul cei care intră după bancă la meciul cu FC Argeș să facă exact ce au făcut azi, adică să dea pasă de gol și gol. Pentru că e o victorie foarte importantă. Împotriva unei echipe care a jucat în ciuda absențelor, au avut 4-5 jucători importanti, au jucat excelent. Să vedem mâna lui Hagi, pentru că traseele de joc ale lor sunt foarte bune. V-a plăcut copiii lui Hagi, să spunem așa, cel mai bătrân jucător de pe teren, avea 28 de ani. Da, Pitu în prima repriză dribla, parcă era în curtea școlii. Sali a intrat repriza a doua, a driblat câte 7 odată. Au jucători de viitor, clar. Se vede că produc fotbaliști și sunt convins că în scurt timp vor ajunge la echipa națională sau în străinătate. Joacă fără presiune, fără stres. Poate singurul care m-a interesat să prindă locul 4. Poate mai au șanse și cred că se gândesc. Dar la cum au jucat e posibil să prindă locul 4. Puțin dezamăgitor faptul că Gică Hagi a fost huiduit aici la Cluj? N-am văzut asta. La pauză și de obicei la Cluj, sincer vă spun, la Cluj nu e nimeni huiduit, numai eu sunt huiduit în deplasare. La Cluj n-am auzit ca un antrenor să fie huiduit, chiar n-am văzut, sincer. Birligea devine un jucător pe care veți putea conta și mai mult pe acest final de sezon? Birligea a intrat foarte bine și la meciul cu FCSB. Putea să marcheze, dacă vă duceți aminte, singura ocazia noastră în ultimul minut. Și devenea erou de atunci. Ar fi fost fantastic să marcheze și atunci și acum, dar e un jucător pe care ne bazăm, e un jucător care sigur va ajunge posibil la echipa națională, pentru că are calități extraordinare. Acum depinde de el, trebuie să rămână modest. La mine ce mai important e ca un jucător să rămână modest, serios, să-și vadă treaba lui, nu la primele laude, să-și o ia în cap și să facă o viață extrasportivă sau să nu se mai antreneze. E important ca el să rămână concentrat, mai ales că vine din campionat din Italia, unde 100% acolo a învățat să fii profesionist. Am fost și eu 3 ani acolo în Italia. Toți jucătorii sunt, indiferent de nivel, sunt foarte profesioniști. Și asta e bine că a făcut, eu știu, junioratul în Italia. Concurent bun și pentru Petrila, Birligea? Da. N-ați văzut de obicei când Petrila intra după bancă, era cel mai bun și mi se reproșea de ce nu joacă Petrila. Petrila jucă bine repriza a doua și a marcat și a intrat bine. Toată lumea mi-a reproșat acest lucru și acum joacă titular, n-a avut cele mai bune evoluții, în schimb Dani Ligea a intrat foarte bine. Mă gândesc, ori să joace unul, ori celălalt, acum trebuie să ne gândim.
pentru că ei doi sunt principalii underi care pot să joace. În condițiile în care astăzi a fost o zi în care mulți români s-au relaxat, a fost ceva lume la stadion și au pus presiune pe cei de la Farul. Da, asta am zis, adică vouă nu v-am zis. Eu cred că, în afara faptului că Birligea și Comrănii au intrat bine, fanii chiar ne-au dus la victoria azi, fără fani. Dacă era meciul ăsta cu COVID, sincer nu câștigam. Și aș vrea să le mulțumesc pe această cale și, sincer, dacă ne vor ajuta și cu Craiova, și ar fi fantastic. Avem nevoie de ei să vină la meciul cu Craiova, sper să umble stadionul și sper să avem nevoie de o victorie și să fie totul bine. Dar până atunci mai avem meciul cu Argeș, care va fi complicat iarăși. Și acum a servit niște mici, nu? Așa spuneați la conferința de presă. Da, corect. Mâine ar trebui. O să vorbesc cu cine are grijă de mine, care e aici. Chiar o să mănânc, că n-am mâncat de mult. N-am mâncat de nu știu câți ani. Dar v-am promis că dacă bat... Reiau grătarele astea. Dar bere nu pot să beau, că n-am băut niciodată. Nu pot să beau bere. Poate beau un pahar de vin cu mici. Ar trebui să mă relaxez. Îți place bere? Nu, deloc. Dar mâine, doar mâine, atât, că după aia trebuie să mă gândesc la meci și nu mai pot să beau.